Astăzi, Biserica Ortodoxă prăznuiește una dintre cele mai vechi și creștine sărbători, Înălțarea Domnului, care este cunoscută în popor și ca Ispasul. Această sărbătoare cade întotdeauna joi, în săptămâna a șasea după Paști, și este sărbătorită la 40 de zile de la Învierea Domnului. În această zi, creștinii se salută cu Hristos s-a înălțat și adevărat s-a înălțat. De Ispas, Biserica de pe strada Păcii din orașul Rezina își sărbătorește și Hramul Lăcașului Sfânt. Înălțarea Domnului Iisus Hristos cu trupul la cer într-o slavă și putere, marchează încheierea perioadei pascale și anticiparea evenimentului cincizecimii. Duhul Sfânt se pogoară peste Sfinții Săi ucenici și apostoli și în acest fel Mântuitorul ridică firea omenească în lumina și în slava din cuprinsă Sfintei Treimi. Astfel, acest lucru devenind un punct de iradiere a Harului Dumnezeu către oameni. Deci astăzi prăznuirea Înălțarea Domnului este o zi de sărbătoare pentru biserica noastră, deoarece bisericuța noastră poartă hramul în cinste a acestei sfinte mari sărbători domnești. Și sigur, această zi este asemenea unui popas pe care călătorul îl face în drumul său greu în această viață pe acest pământ. Asemenea călătorului care se oprește la umbra copacului pentru ca să se odihnească, iată și Sfânta Sărbătoare sau Sfintele Sărbători și inclusiv Înălțarea Mântuitorului Hristos este un prilej pentru a ne odihni duhovnicește participând la Sfânta Dumnezească Liturghie. Creștinii au venit de dimineață la Biserica Înălțarea Domnului să se roage. Gospodinele de aici au pregătit o masă de sărbătoare la care au invitat pe toți cei care au venit în această zi în Lăcașul Sfânt. Creștinii spun că sărbătoresc potrivit tradiției. La biserică am venit ceva, ne ducem acasă cu familia, trecem ziua asta care e scumpă pentru noi, pentru toți. Sărbătorim. Puiem ouă roșie, facem mâncări mai ceva așa mai gustos, mai cu copiii, cu familia, cu nepoții, cu tăi, la un loc. Sărbătorim. După 40 de zile, Iisus Hristos a înălțat la cer. Și lumea vine cu așa plăcere că se roage, să fie copiii sănătoși și nepoții și să ne bucurăm toți împreună și dorim ca să fie și nepoții să ajungă pe pragurile astea. Nu, eu muri, dar îi să aducă amintire măcar de noi. Biserica Înălțarea Domnului a fost deschisă în anul 2007 la inițiativa locuitorilor. Strada Păcii este pe a doua terasă a orașului și nu are o biserică în apropiere. Ina Komarovski, Vladislav Popov, de la Rezina pentru Elita TV.